Bună, dragilor, și bine v-am găsit și astăzi. Ce faceți voi? Sper că sunteți bine. Eu eram foarte entuziasmată ieri, am zis că, wow, să vezi, fac și mâine daily vlog, pentru că merge Anastasia la creșă și am timp 5 ore numai pentru mine. Și când colo, ce să vezi, aseară am început să mă simt rău, așa, îmbalonată și pe timpul nopții mi-a fost cam rău. Cred că am făcut o toxinfecție alimentară, ceva. Am mâncat ieri după amiază niște roșii și mă gândesc că poate alea nu mi-au oprit. M-am trezit pe la 2-3 noapte, am fost la baie, nu mi-a fost bine deloc și nici acum nu mă simt prea bine, sunt așa puțin slăbită. Așa că s-a dus tot planul meu pe apa sâmbetei, dar am zis totuși să filmez ceva. De seara așteptăm niște prieteni la noi dragi și pe finuța noastră să ne ajute să începem să renovăm grădina și am apucat să fac niște ardei umpluți acum, i-am pus la fier să fie acolo. Mai rezese compoziție și m-am apucat să fac niște chifteluțe. Și ce credeți? A sunat cuptorul, l-am oprit, dar eu am oprit doar sunetul și n-am învârtit de buton și l-am lăsat deschis și am lăsat tava în continuare în cuptor și bineînțeles după vreo un sfert de oră acum m-am gândit eu să vin din nou la bucătărie la cuptor pentru că am zis că stau puțin să-mi trag sufletul și ce credeți că mi-am tras sufletul sau negri chiftele mele în cuptor pentru că eu am zis că l-am închis, dar de fapt nu închisesem și butonul celălalt. Cam așa e când te simți prost și încerci să faci, dar nu prea te ascultă corpul sau mintea. Ok, este soarele frumos, mai am o oră jumate și mă duc după Anastasia și nu știu, astăzi o fie așa o zi lentă pe slow motion, nu știu ce să fac cu ea după aia, cred că o duc puțin în parc. Pentru că încă mă simt foarte slăbită și rău, am luat niște vitamine, ceai de mentă. Dar e senzația aia care tu vrei să faci, să fii productiv, wow, sau așa, dar corpul nu te ascultă și sunt slăbite, dar revin eu, asta e, să vedem. Ne băgăm la, trebuie să fii foarte atentă ce mănânc la dietă, să nu mai, deși erau roșii, dar mă rog, mă gândesc că alea mi-au făcut rău pentru că și-a uitat veverița acasă, acum mi-am dat seama, pe masă. Pentru că și Anastasiei, acum un an sau cât a fost, câteva luni, tot de la roșii a fost rău. Creează aciditate în stomac și da, cred că de la asta. Am să iau și niște probiotice pentru că se spune că sunt bune pentru stomac. Să văd că mai aveam pe acolo parcă câteva. Și văd că este soarele, cam asta e planul, da, pe ziua de astăzi. Avem așa un daily vlog, o zi slow motion. Și dacă tot vă arăt eu mereu ce fac prin bucătărie și mie este ok, hai să vă arăt și ce nu mi-a ieșit. Ok, cam așa arată chifteluțele mele, să înțelegeți. Am uitat să opresc cuptorul și cam așa se prezintă după ce au mai stat vreo 20, nu te cred, zic eu, la 200 de grade, peste. Bineînțeles că s-au întărit, acum să vedem dacă putem salva câteva. Posibil, să vedem cum sunt la gust, dar eu nu cred că o să le gust, aștept soțul să vină de seară, pentru că nu știu ce să mai mănânc dacă mi-a fost rău. Și da, cam asta e. Floricica noastră înflorește frumos aici. Am mutat-o în casă pentru că Anastasia, ce să vezi, ieri, aseară, alaltă seară, îi rupea toate floricelele. Și tot îmi spunea, pentru tine, mama, și tot mi-a aducea câte una. Și am zis, Anastasia, păi rămâne fără floare dacă tu o rupi toată să-mi aduci mie floricele. Și pentru că ajungea la ea, am decis să o pun aici pe geam puțin, să vedem până îi găsesc alt loc. Și până ne apucăm de grădină, v-am zis că am scos toți copăcei, cam așa arată și vrem să o renovăm, să o nivelăm. Asta e ideea, că nu e pământul drept peste tot. Da, și dacă tot a fost, m-am simțit prost astăzi, am zis să mă delectez cu un serial. Tocmai am terminat acela Virgin River, dacă vă uitați la el pe Netflix și dacă vă place, puteți să-mi lăsați în comentariu. E așa mai siropos, romantic, ce părere aveți. E ușor de urmărit. Și am zis astăzi, dacă tot Dumnezeu să ierte, a murit regina Angliei ieri. Maestatea sa, regina Angliei, deja când au anunțat ieri și au zis că doctorii sunt îngrijorați, zic, stai să vezi că ea deja a murit și cam așa se procedează. A murit, dar încă nu spun, a șaptea seara să fie toată lumea acasă și să termine munca și, da, din nefericire s-a întâmplat ceea ce mă așteptam. Și dacă tot eram așa, când am venit de la creșă la radio, vorbeau numai despre ea foarte frumos și... Tot mi-am amintit iarăși de ea, am zis că, mă, tot ziceau, a fost serialul ăla celebru, The Crown, a apărut nu știu de câți ani, 2 ani, cred că, sau un an, și toată lumea povestea de el atunci și nu m-am uitat, că am zis că e istoric. Și am zis, ia, hai să-i dau drumul astăzi să mă uit și m-am uitat la două episoade și, bineînțeles, că începe cu
împrejurările în care a ajuns regină. Și dacă vă interesează ca fapt divers, și mie mi s-a părut interesant cum îți joacă destinul Festes sau cum a ajuns ea regină. De fapt, ea a ajuns regină dintr-o întâmplare datorită unchiului ei mai mult, pentru că tatăl ei a avut un frate mai mare, care de fapt el trebuia să moștenească tronul, să fie rege, Edward, și din câte am înțeles, Edward se iubea cu o americancă și la acea vreme, din motive religioase și politice, nu erau aprobate aceste relații. Și a fost sfătuit de atunci cine era premier sau cine erau în cercurile lor acolo, a fost sfătuit să devină rege, să preia tronul și să renunțe să închidă orice legătură cu ea. Dar ce să vezi, Edward a făcut un lucru unic în 2000 de ani de monarhie, a hotărât să renunțe la tron și să meargă să-și urmeze marea lui iubire pe acea americancă. Astfel încât, ce să vezi, fratele lui mai mic, tatăl reginei Elizabeta, a trebuit să ia tronul și să fie rege. Și, datorită tatălui, apoi, bineînțeles că și ea la 27 de ani ajunge regina Elizabeta. Dar, da, mi s-a părut interesant cum, la urma urmei, suntem guvernați totul, orice am fi, în orice cerc mare sau politic sau social am fi, până la urmă, tot iubirea învinge și iubirea face totul. Tot din iubire s-a renunțat la tron, s-au schimbat multe lucruri și la nivel de monarhie și tot din iubire, nu-i așa? Pentru că ea și-a iubit foarte mult poporul. Tot din iubire și poporul a iubit pe ea, a avut o domnie atât de frumoasă de 70 de ani, regina Elizabeta. Și sunt curioasă să văd în continuare serialul ăsta, când mai apuc o să mă mai uit. Acum, bineînțeles, sunt la faza a două episoade, când vine acasă și... Da, ziceam că sunt curioasă să văd și restul episoadelor, pentru că acum sunt la început, la faza în care ea se întoarce din călătoria unde era cu ducele de Edinburgh și se întoarce să înapoi acasă să își preia atribuțiile cum ar veni. Asta ca fapt divers, dacă vă interesează. Bună! Bună, Anastasia! Cum a fost la Crișa? Zi, zile, mami! Haideți, spune, ți-a plăcut la Crișa astăzi, mama? A fost mai bine, am înțeles, nu? Te-ai jucat afară, ieri ai mai plâns? Da, un pic, da, uite la mami, nu vrei să vezi la cameră? Ai zis bună, de ce tu? Tu, da, te-ai jucat afară, ce v-a jucat acolo, cu nisip, am văzut? Nu. Dar cu ce v-a jucat? Nu. Era acolo ceva, o chestie ca o spumă afară v-a jucat, nu? Oh, nu trebuie să cer scuze, mama, e ok, da. Ce ai mâncat astăzi? Bravo, ce ai mâncat? Băiatul acasă. O plâns băiatul, iar? Ah, pleacă acasă, da, zi, pa, vezi. Și ai plâns și tu la portiță, am înțeles că au plâns niște fetițe afară și ai zis să plângi și tu, nu? Că poate apare mami, a? Hai că mergem acasă să mai mâncăm, da? Ia zi, bye! N-ai mâncat peștele la grădini? N-ai mâncat? În apă. Ok, ea știe că peștele e în apă. Gata, noi ne-am pus la nani. Faci nani astăzi, zi? Faci sau nu? Nu. Hai să facem naniță, da? E ora de nani, zi. Vă pupăm și ne vedem data viitoare. Dă și tu pup. Pupăm. Pa! Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Sper că v-a plăcut și aceste urlete și noi ne vedem curând, mâine, poi mâine, cred că avem pauză și ne vedem săptămâna viitoare, luni, pupici, ce zi, pa! Pupici!